Povestea mărțișorului este legată de lupta dintre bine și rău, când un tânăr voinic a decis să înfrunte zmeul care furase soarele. S-a luptat cu el de-a lungul anotimpurilor, vară, toamnă și iarnă, iar într-un final a reușit să-l învingă. Soarele s-a ridicat pe cer și a renăscut natura. Sângele voinicului a curs în zăpadă, de unde culorile alb și roșu, simbolurile acestei sărbători. Roșul înseamnă dragoste pentru tot ceea ce este frumos, albul sănătate și puritatea ghiocelului, cea dintâi floarea primăverii. Cercetări arheologice efectuate în România la Schela Cladovei au scos la iveală amulete asemănătoare cu mărțișorul, datând de acum circa 8.000 de ani. Amuletele formate din pietricele vopsite în alb și roșu erau purtate la gât. Documentar, mărțișorul a fost atestat pentru prima oară într-o lucrare a lui Iordache Golescu. În prezent, mărțișorul este purtat întreaga lună martie, după care este prins de ramurile unui pom fructifer. Se crede că acesta va aduce belșug în casele oamenilor. Se zice că dacă cineva își pune o dorință în timp ce atârnă mărțișorul de pom, aceasta se va împlini numai decât. Sărbătoarea mărțișorului se poate întâlni în zona Balcanilor, la români și megleno-români, precum și la bulgari, care o numesc Martenița, și de asemenea în Macedonia și Albania.